Salutare, fraților, și bine ați la un nou episod. Asta ești cam un Eurotrack și după cum știți din ultimul episod, dacă nu l-ați văzut, ducem remorca asta la la final, nu știu, transportăm pur și simplu. Ok, văd că aici trebuie să fac o nebuneală, dar o să fie puțin mai greu. Am vreo 20 și ceva la 100 de avarii, adică, da, înțelegi și voi ce s-a întâmplat pe aici. Ok, pe aici. Ok, hai că nici n-ați văzut în stânga jos acolo ce s-a întâmplat. Ok, ok, până la puțin bossul meu. Defecțiune motor, de ce mă întrebi? Ok, s-a oprit motorul, hai nenicule, hai dă-i. Hai că eu mai văd ceva de băiatul meu, hai bagă-te acolo că eu nu mai văd. Ok, de asemenea să nu uitați voi să apăsați butonul de like și de subscribe în caz că sunteți noi pe canal. Și na, toți sunteți pe acolo să dați un comentariu sau un like pe e-mail. Și nu prea înțeleg ideea asta de a fi abonat fără să fii gen abonat cu toate actele în regulă, să zic, nu știu. Păi, puțin ciudățică ideea. Uite-l pe ăsta, băiatul, tu știai, un țel la școala, firai al drecu, mamă. Ce mă, că dacă în seria asta în față, mai mult mă defectam eu, că eu deja am 20% avarie, ești nebun? Ești nebun, uite, spaiota aia, bă, deci mie mi-a rămas în cap replica asta, bă, deci nu mai pun, mă. Și mișto că băiatul meu făcea orez cu lapte, dar ăla făcea dracu cu spaghete sau ce făcea el acolo. E interesantă chestiuța asta și da. E interesant. Uite, bă, suntem în Geneva. Ok. Până să văd acolo numele, eu habar n-aveam unde trebuie să ajung. Ok. Mă, cum ar fi Eurotrack fără checkpoint-uri, bă? Adică să vezi pe unde să mergi, adică ar fi puțin mai... Oh my god, mai hardcore, nu știu cum să zic, ok. Adică cel puțin să te iei după semne sau așa. Sau nu știu, să facem un episod în care să pur și simplu să nu ne uităm la hartă și să facem o cursă, adică să te uiți după semne și așa. Ar fi puțin mai nasol, adică ar trebui să știi unde trebuie să ajungi și să te uiți la fiecare semne, să nu mergi tare. Bă, destul de nasolică, dacă mă întreb pe mine, fiindcă eu sunt nebun cu viteza și să ajung repede la destinație. Ok, hai să luăm asta de aici, să ne ducem puțin mai în față. Bun, ok. Ok, aici trebuie să fac stânga, deci trebuie să mă puțin asigur. Holy fuck, mamă, deci încerc să nu mai fac nicio avarie la nebunia mea de tir, da, hai că să-i zic tir, nu știu. La tracul meu, cum s-ar zice. Mamă, bă, deci m-a nebunit TikTok-ul, bă, cu Iseiul, măsii, bă. Holy fuck, deci da, e puțin mai... hai să dau un dest așa. Ia unde trebuie să... Ok, ok. Hai că am înțeles. Am înțeles. Băi, și dacă nu pot să iau, na, îi dau un enter și aia a fost. Ok, o iau așa. Ca să mă pun directus aici, așa. Bun. Bun, mamă. Stai ușor că nu-i de glumit cu așa ceva, ești. N-ai bunică, ia uite. Ce? Bă, nu se pune nimeni cu mine, măi, auto. Tu, bagă tu. Ok, ia uite, bă, ești nebun, ok. Am făcut și unde asta, mai mi-a dat câteva puncte. Bă, frumos, afișați rezultatele acum. Continuare, bă, am nivel 6, frumos. Hai, dăm continuare la joc. Și, ok, m-am speriat puțin. M-am speriat puțin, de ce mă întreb, ok. Hai să luăm o remorcă tot de aici, așa. Hai că da, băgăm un enter, bursă transport și să vedem ce putem noi să mai luăm. Aoleu, ăsta e una cam mare, mă. E una cam mare, ok, să vedem ce mai avem pe aici prin mapa noastră. Ok, avem la unde noi suntem aici, la PS Speed și ăsta. Hai să mergem până aici să vedem care-i treaba. Sau nu aici, stai. Fac închidere pe asta. Bun, hai la ăsta, mă. Ok, să intrăm frumos în mașină. În mașină, mamă. Haide, ial. Bun, am luat puțin. Deci, avarii 22%, mamă. Ok, să mergem să ne reparăm puțin troacul, să zic așa. Dar nu știu unde. A, uite aici. Ok, aparent aici se repară. Din câte observăm noi. Aici se repară sau e... Ba nu se repară aici. Lăl, uite acolo, cred că se repară. Ok, hai să dăm puțin cu spatele. Ok.
Ok, băgăm repede un shifteanu, sper că n-ați văzut Steam-ul, adică na, chiar dacă l-ați văzut, na, puteți să-mi dați cereri și na, vă accept că accept în mare parte la toți. Oprește-te, dă-i a doua, luăm space-ul, mam, leu, ok, hai să băgăm repede, că vreau să repar în pana mea ăsta care deja vale 22%, adică, na, mie mi se pare puțin mult, adică, ați văzut și voi ce mi s-a mai întâmplat și voi încerca să fiu puțin mai service. 10.000 reparația. Holy fuck, ok. Mam. Mam. Și mai mi pare gen... L-am reparat, lol. Ah, ok, l-am reparat. Ups. Stați așa. Din greșelucă. Din greșelucă. Acum, hai să dăm cu spatele. Ok, încerc să fiu puțin mai... Frână de staționare activată. Lol. Ah, e space-ul. Ok, mă. Ok, n-am știut. Ok, mai dăm puțin. Frână, frână. Ok. Hai cu shifteanul. Luăm space-ul. Bă, uite-mă că încep să mă descurc cât mai ok. Bă. Adică, mă descurcam și înainte, dar faza la mine e că... na, mă grăbeam și păi mei, cam asta se întâmplau și trebuie să fii atent la multe chestii în Eurotrack să nu te lovești, adică, na, semafoare, mașini, multe chestii și dacă intri pe multiplayer e mai jale. Holy fuck. Uli fac, în fine, episodul ăsta o să luăm o nebunie din trastoare morcă și vom face și... A, uite aici, în spate, ok. Îți nebun, îți nebun. Adică, uite ce ziceam și acum câteva minute, să fiu puțin mai grijuliu, că delea, delea, frânică, frânică. Haide, mă, puii mei, dăm un F1. Bă, nici nu mă, nici nu, na, nu stau să ascund Steam-ul sau să editez videoclipul și așa, că, na, lena e mare, treaba e mică, uite-o. Băgăm un enter și să vedem aici ce avem. Aș fi vrut ceva mai mic. Uite, avem prin Franța o cursă. Și prin Elveția. Bă, eu aș ieși din... Aș ieși din Elveția că m-am plictisit. Așa că o să o luăm pe asta din... nu știu cum să-i zic. Din... Păi ei, păi mei. În fine, nu știu. Nu știu. Din... Mamă, bă, deci mă încurc în ultima vreme. Nu știu ce am bossul meu. Că, na, e ciudățel dacă... Adică, na... Bun, hai să o las aici, așa, o frânică, că ăsta se duce. Uite, bă, că-i pun frâna și o pun unde s-a dus, ești nebun. Cum cât râlă. Mamă, deci îmi place acest Scania. Bă, du-te, măi, prea mișto. Și mai aveam un Iveco, cred. Nu știu ce era, dar în fine, era mișto. Băgăm un T. Frumos. Ieșim de aici. Uite, bă, ce se strânge acolo. Frumos, frumos. Frână. Bun. Ok, văd că a pornit. Hai să o iau așa mai cu simț de răspundere, cum s-ar zice. Ok. Holy fuck that shit. Bun. Aici e mai greu. Mamă, dar ăștia au gen loc pentru camioane și așa și în puii mei au un spațiu mic rău. Ok, avem 161 de kilometri. Păi o să-mi facem un episod ăsta o leacă. Ok, poate vii băiatul meu în remorcă că-ți spar mocanul, ești nebun. Spar fucking mocanul. Aoli, fac, ok, mă uitam acolo să... Hai că am mers puțin pe bordură, dar nu contează. Ok. Mamă, bă, deci cu Scania asta e destul de mișto. Adică, mie, nu știu, mie îmi place foarte mult Scania și este printre preferatele mele în tiruri și așa. Adică, mai oricine trebuie dacă se joacă Eurotrack sau așa să aibă o marcă de tir preferată, nu știu. Mai place Iveco... Păi, să zic Mercedes, frumușel și ăla, frumușel, oricum mai toate seamănă așa ca lumea să zic și cam, Nu știu, prea mult pricep eu așa de mult la tiruri, dar mi se pare destul de ok, mișto și toate, în fine, în fine. Bun, uite mă, că deja am făcut 10 km, bă, e prea bine, mă. Lion și Lion Torico, oh my god, oh my god, ok, aici ce, în față ce este? Ah, e aceeași chestie, ok. Mergem spre Lyon. Lyon. Ok. Frumoselos. Bă, uite, îmi place aici. Bă, n-am eu grafica dată la maxim, adică, na, puteți să observați, adică, cel puțin la mine se văd pixeli, nu știu dacă îi vedeți și voi. În fine. Da, e destul de interesant. Mie îmi place foarte mult joculețul. Mi se pare că a apărut prin vreo 2012. 2012 mi se pare, chiar nu știu. Auto-l. Ce mă, spre zeu acum ce ai? Nu, nu te pui, ești nebun, mamă. Mamă.
Ok, bine, fraților, cam cu acest episod. O să continuăm traseul în următorul episod și da, noi ne vedem pe data viitoare. Pa, pa!